Haideți să vă arăt că Iulian avea dreptate. Ia uitați cum arată mașina după ploaie. În ce hal este. Pentru că vine praf din munți și este groaznică. Cum merg? Și mie nu merge ștergătorul de la mașină. Cred că s-a perforat ceva, că apare înăuntru. Și trebuie să mergem să reparăm, dar n-am apucat. Aoleu, cum face, mami? Nu știu. Bine ați venit la un nou vlog. Am niște apă aici. O dau pe mine. Adică mașina dă apa pe mine. Aoleu. Oh my god, mă stropește. În spate n-am dat. Nu mai am apă. Să vedem în spate, se scoală. Aoleu. Look how cool it is. Mă, s-am spălat parbrizul, dar mașina e, aoleu. Iar și... vreți să vă cumpărați ceva? Da, vreau să o cumpăr pe Ella și pe Shade. Păi bă, că ai una, asta cine e? Ella, din Mighty Pups. Și tu? Nu-l mai ai pe Rubble? Nu. Cum nu? Îl ai. Si, da, eu nu am pe Zuma. Îl ai pe Zuma, cum nu-l ai pe Zuma? Nu. Uf, câte variante vreți? Toate. 1000. Toate variante. Cartoanele astea sunt modele noi. Aha, uite și inimioare. Ce drăguțe sunt, așa lucioase. Lucios cu mat. Foarte drăguțe. Le pui așa pe fundul unui sertar sau ceva de gen. Mă uitam aici la căni. Și asta, care e foarte mare, are, cum îi zice, sonerie. De ce au pus sonerie de bicicletă? Ciudat. Vreau să scriu ce am făcut când eram în excursie. Vrei să scrii în asta? Mm-hmm. E frumos. Wow. Da, fac asta. Asta e de scris. Asta cred că e de desenat, așa e? A, nu, tot descris. Mai sunt aici. Uite, Andreea, doar că e roz, pisicuță. Uite, ai pisicuțe aici. Uite, așa mai e. Uite, vezi? Poți să și deschizi din spate. Uite. Cu totul, cu set. Eric? Și mai e cu panda. Turnul Eiffel. Am mai găsit unul. Zici că e Rubble. Wow! Mai căutăm pe aici. Ce wow! Aolea, ce e ăsta? Portofel? Gentuță. Ce frumoase sunt toate. Vite. Uite și ăsta ce colorat e. Vite. Da, gentuță. Și fau asta. Îmi plac foile la asta. Uite aici, când mergi în Paris să scrii. Uite aici și Acțibil. Ce mai e pe aici? Ne-am pus la căutat pe aici. Ăsta e mare. Îl am și pe Chase și pe altul. Nu, astea roz, galben. Și cu Rubble. Gata, atâta. Și cu Marshall. Am fost un pic la Teddy. Copiii și-au luat câteva chestii. Acum fug la piscină pentru că am aflat astăzi că de fapt ieri s-au deschis înscrierile online. Deci nu cred că o să am șanse să mai găsesc. Am intrat online și totul apare gri, deci ori sunt date, dar m-am uitat și la adult și mi-e tare așa greu să cred că la adult s-au dat chiar toate orele, deși e posibil să facă și adulții nota, dar știu că la copii e bătaia și nu știu dacă mai prind. Și acum mă duc până la piscină să întreb clar, uitați-vă pe calculator, mai sunt locuri să nu mai stau să mă chinui pe calendarele alea de pe online, nu știu, nu-mi place pe online. Trebuie să intru și la un sediu, nu știu cum să vă zic, unde se țin cursurile de spaniolă. Sunt cursuri gratuite și l-am înscris și pe Iulian. Sunt cursuri gratuite pentru adulți doar, trebuie să ai peste 18 ani, să fii rezident în Spania, să fii străin. Logic, altfel nu pe spaniolă. Ne-am înscris din iunie și acum trebuie să se afișeze programul și voiam să văd ca să nu se suprapună cu piscina, că altfel dacă ești la curs nu poți să duci copiii la piscină. În fine, Iulian e la începători, eu sunt la avansați, nu sunt în același timp, deci unul din noi o să stea copiii, dar să vedem cum sunt aranjate zilele, că după aceea vreau să-i mai înscriu și la alte cursuri și e așa, eu
în Talmeș, Balmeș, să vezi, stai că în ziua aia mă duc acolo, stai că în ziua asta alaltă mă duc în partea ailaltă. Cum e piscina, când ți-a dat drumul, trebuie să și înscrii, nu poți să mai stai să te gândești, stai că mai aștept eu 2 săptămâni să bage toți lista cu programul și după aia înscriu sau după aia mă organizez. Nu, trebuie să fii de la început, dar nu știu dacă mai prin la piscină, merg până acolo și vă zic. Da, am fost la not, mi-a arătat pe calendar, trebuia să selectez anumite zile, dar toate sunt cu roșu, adică ocupate. Ideea e că ei nu au plătit, deci doar s-au înscris și dacă nu vin în ziua respectivă să plătească, rămâne un loc liber. Mie îmi trebuie 3. Măcar acum anul acesta sunt toți 3 în aceeași grupă, pentru că Eric face 6 ani și intră în grupă cu Nicolas și cu Andreas. Deci mi-ar trebui 3 locuri la aceeași oră ideal. Iar la spaniolă, de-abia săptămâna viitoare, pe marți, a zis că se afișează orarul. Și atunci când mă vor suna pentru not, în jur de 20, 22, 23 erau datele, o să știu în ce zile pot să merg și în ce zile pot să nu merg. Sper să nu coincidă și să fie în același timp și să nu putem merge. Adică să nu pot să înscriu la not, deși e loc liber. O să vedem. Dar acum mai e de așteptat. Am ajuns acasă și acum vrem să desfacem noul blender. Noul blender. De câte ori l-am schimbat? Super noul blender. Stai să ne gândim. Prima dată ni s-a stricat blenderul nostru vechi. Am un vlog separat pe care puteți să-l vedeți cu toată istoria lui. Și după aia a venit celălalt și după aia... Stai. A venit unul care era așa, împachetat, fără cutie de Amazon pe deasupra. Ăla care era ud. Prima dată a venit așa în cutie s-a părut nouă ciudat, de ce nu e cu cutie de Amazon? Și l-am trimis înapoi, nici nu l-am probat, nici nimic. Zic că îl trimit înapoi și iau unul și... Zis să nu ne riscăm, că dacă e să fie stricat... Și după aia era celălalt care era ud, cutia era distrusă, după aia l-am trimis înapoi, că nu voiai să o deschizi. Deci a venit prima dată... L-a venit prima dată în ambalajul original și l-am trimis înapoi că ni s-a părut dubios. Uh-huh. După aia mi-am dat seama că trebuie să bifez dacă vreau să fie peste cutie de Amazon. Și am bifat, dar ăla a venit și ud, și rupt, și vai de capul lui. Și l-am desfăcut și nu mergea. Și am luat altul. Asta e cum e? Nu! Am greșit! Ai mai luat unul? După ce ni s-a stricat nou blenderul nostru, Andreas... Vine și Andreas. Andreas... cu scaunul, că trebuie să fie și el prezent la masă. Deci, ăsta e al 5-lea. Cum al 5-lea? Al 4-lea. Al 4-lea? Deci ca să vezi ce noroc avem la blender. Pentru că după ce după ce ni s-a stricat nouă blenderul, ai cumpărat tu unul pe care l-am încercat, mergea și nu mi-a plăcut că nu ieșea smoothie-ul destul de lichid, deși că avea cupa mai mare. După aia a venit ăla fără ambalaj de Amazon, după aia a venit ăla stricat, 1, 2, 3 și ăsta e al 4-lea, pe care l-am luat pentru că zice în sfârșit cupă care de 3 litri. 3 litri cupa, hai să vedem întâi dacă merge. Da, dacă e al 4-lea și final sau mai urmează și al 5-lea. Trebuie să fie finalul regulă. Trebuia să aibă cel puțin 1000 de bați. Asta e la limită, e la 1000, nu e super, da, ca super. Da, să toace bine toate. Și să aibă o cuvă mare, ia uite. E imensă. Crezi că mâncape? Nu, e imensă. Wow! Are imensă. Și chestia asta. Da, wow! Poate facem și lapte cu cacao. Nu? Pentru lapte nu trebuiau 3 litri de... Ba, îmi trebuia cu câte mai mult. Știi ceva? Oabă îmi place mâncare. Nu, rabă, îi place mâncarea? Da. Știi, ia ceva, rabă. Și se cheamă cum? Mondial. Nu contează că e nou name. Am mai avut noi unul nou name. Nu era, care era Chiano, ținut... ăla care l-am da, da, nu e Moulinex, nu e Philips, nu e... Chiano, ce mai e mai... Și ne-a ținut cât? 10 ani? Da, mai mult. 12, 13. Dacă mă ține 4, 5, sunt fericit. Și dacă ne ține toată viața. A, da. Super. Și vine peste, așa, fără învârteală, fără nimic. Fără învârtit, fără nimic. Și după aia capac. Okay. E imens. Stainless steel, uite, zice aici, oțel inoxidabil. Hai să începem să punem fructe. Îl spăl, tai toate fructele și revenim când apăsăm butonul de pornit. Și văd că ai terminat. L-am umplut.
Nu smoothie-ul, blenderul. Blenderul, da, ai dreptate. Am pus ce pun de obicei. Două portocale, două mere, două banane, după aia am mai pus niște banane congelate, spanac, fructe de pădure, am găsit și niște piersici congelate prin congelator. Hai să vedem dacă merge și dacă îl învârte. Pune în capacul pe să nu zboare prin toate porțile. Laptele. Da. Voi ce faceți acolo? Încerc să mă închid. Ne-a dat lapte frumoasă. Lapte vegetal. În caz că vreți să faceți. Cât să pun? Acum nu știu cât să pun. Pune un pic mai mult. Hai să vedem ce iese. Să vedem, să vedem de drumul. E gata! Prima diferență pe care o văd e la cel vechi, mergea non-stop, așa, și la un moment dat aici nu mai îmi lua fructele de sus, că nici n-avea atâta putere și îl opream eu și pulsam, știi? Mm-hmm. Când faci puls, îți trage, așa, se face ca un boară, da. Vârtej. Iar ăsta nu merge tot timpul, face le arunc așa. Hai să vedem, uite, 2 litri și ăla vechi avea 1800. Și mai poți să pui încă. Ei da, de-aia am dădea pe din afară acolo. E bun. E bun? A tăiat tot? A tăiat. Hai să bem și să vedem. Nu știu dacă l-am lăsat destul sau nu. Și am pus când pentru toată lumea. N-ajunge. Trebuia să mai pun lapte. Deci trebuie să fie peste 2 litri. 2 litri și un pic. Deci ăla litri. Dinainte aveam 1 litru 800. Acum nu ne mai ajunge? Da, da. Am cana mare care să încapă cât vreau eu. De asta voiam cană mare. Nu, de ce e mici numai răbdare? Am avut câteva luni cât n-am băut smoothie din cauza că tot am primis. Înapoi aparatele stricate, nu-i așa? Da. Vă e dor de un smoothie? Să vedem cum a ieșit. Smoothie! Tot doar Nicola are cană frumoasă, că n-am zis. Cum e? Stas. Cum e? Bun. The sweet taste of normal smoothie. The sweet taste of normal smoothie. Tu, bebe, ai gustat? Nu? Cum e Ino? Cum e Andreas? Ha ha ha? Ha ha ha, înseamnă la Andreas foarte bun. 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 Bebe, tu ce părere ai? Hai să testăm și perfect. Chestia asta pe care am cumpărat-o special pentru colagenul ăsta care nu se dizolvă. Punem colagen? Să vedem acum dacă se amestecă mai bine cu ăsta. Mami, I want this one. One last thing that you put in the mouth and then you drink smoothie. Ah, avem? Ce? Avem, nu? Ah, pastile de ustroi? Da. Bravo, bebe. Ce e ceva, bebe. Pa, mai vrea cineva? Cine mai vrea pastile de ustroi? Nu vrea nimeni pastile. În afară de bebe nu vrea nimeni pastile. Nu-mi place gustul. Dar nu-l simți. Ci, față de la altul zici că e... Da. Așa un pic aici să amestece. Cred că am făcut ceva, nu știu. Hai să bem.